Delia a mișcat ceva în sufletul lui Chelu. Mă numesc Vos Constantin, am 17 ani și sunt din Săveni, județul Botoșani. Tatăl meu este polonez și mama mea este română. Mama mea, da, este cea mai apropiată persoană de mine. Iar la preselecție am fost și am dat fișa aceeași. De un moment dat era un domn. Vine și mâine la ora 9. Când am auzit și la ora 9, serios, dar mama, da, vine, nu vă faceți griji, vine imediat. Și mă trezit azi dimineața la ora 3. Hai, că avem trenul imediat. M-a trezit când visam cel mai bine și somnul era cel mai atent. Doamne! E mama și normal că iubesc mai mult. Salut! Salut, eu sunt Constantin. Cu cine ai venit la susținere? Cu mama. Cu mama. Aveți frizuri aproape la fel. Dumneavoastră, ce nu vă faceți așa? Păi ia să încercați. Mulți mi-au spus că parcă par un emo mai mult. Așa e? Așa. Eu vreau să fiu diferit. Care-i treaba? Bună seara! Numele meu este Volski Constantin, sau puteți să spuneți Coco. Coco! Volski Coco. Volonski sau? Nu, Volski. Volski. Da. Volski Coco. Un fel de Coco Volski. E nume românesc? Nu cred. Volski polonez. Și Coco? Mi l-a scos mama când era mai mic. Îmi spunea Cocuța și când am crescut, Coco. Coco mic. Coco mic, da. Cine te tunde? Singur. Singur? Da. În oglindă, așa? Spui oglind? Da, dar de fapt am una în spate și una în față și pac. Știu, așa fac și eu mă tund. Dar ești pasionat de treaba asta cu forfecuța de tuns? De... Nu prea, dar dacă mă enervează un fir de păr... Hai că vreo oră, două stai acolo. Da, dar se vede că te-ai enervat pe părul tău ceva, adică tot... Azi dimineață ai avut o luptă. Te și vopsai singur? Da. Am fost și roșcat. Deci asta e altă problemă. Nu, deci nu mai ține de nervi. Cum ți-ai dat seama că e vopsit? Nuanța. Eu am crezut că are o perucă. Nea Beni. Ce ne cânti?